seara aceasta pentru momentul de dedicare am să citesc din 1 Samuel, capitolul 14, de la versetul 24 până la versetul 31. 1 Samuel, capitolul 14, de la versetul 24 până la versetul 31, pagina 304, versiunea traducerea Cornulescu. 1 Samuel, capitolul 14, de la versetul 24, scrie următoarele. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus miere la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură și ochii i s-au iluminat. Atunci cineva din popor, vorbindu-i, i-a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul era sleit de putere. Și Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul, vedeți dar cum mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrășmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? În ziua ce au bătut pe filisteni de la Mihmaș până la Aialon, poporul era foarte obosit. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Doamne, te rugăm să vorbești în seara aceasta și să lași Duhul tot cel Sfânt care să cerceteze inimile noastre și fiecare dintre noi să plecăm la casele noastre bucuroși că te-am ascultat, că te-am auzit, vorbindu-ne fie prin cântare, fie prin poezie, fie prin momentul de la rugăciune, fie prin predicare. Doamne, te rugăm să ai un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Amin. 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 Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și sunt onorat ca printre mulțimea de mesaje care se adresează astăzi țării noastre și românilor de pe să faceți loc încă unui mesaj care doresc să fie din partea Domnului prin mine pentru dumneavoastră. De când nu ne-am mai văzut, s-au întâmplat multe lucruri, sunt convins, atât în viața personală cât și în viețile dumneavoastră. Una dintre veștile care mă bucură să le pot aduce este că soția este însărcinată și cu ajutorul Domnului în primăvara anului viitor vom avea și o fetiță. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu primul băiat și acum așteptăm și fetița. Domnul să o binecuvinteze și să ne binecuvinteze. În seara aceasta, deși nu pot să zic la fel ca Marius că am citit un text dintr-o scriptură scrisă de români, sunt mulțumitorul lui Dumnezeu că a scris Scriptura și pentru români. Și iată că Dumnezeu a ales Scripturile să ajungă și în viețile noastre. Și prin planul Lui, providențial, prin planul Lui minunat, a ajuns Evanghelia și în casele noastre. Și chiar dacă poate că ar fi fost mai corect să conduc și să finalizez cu versetul 32, am ales să finalizez cu versetul 31, pentru că acesta încheie cu aceeași informație cu care începe versetul 24. Dacă ne uităm în versetul 24, spune că ziua aceasta a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Și apoi versetul 31 încheie că poporul era foarte obosit. Cum au ajuns să fie obosiți? De ce au ajuns să fie obosiți? Care este motivul obosirilor? Care este motivul acesta care se poate să spune că erau epuizați, că erau extenuați? Și într-o zi epuizantă pentru poporul israelit, mi se prezintă tot mai mult din caracterul lui Saul, din deciziile pe care Saul le ia. Și îl cunoaștem tot mai mult pe acest Saul, pe acest prim împărat pe care poporul Israel îl are, din punct de vedere uman, bineînțeles. Aș vrea să ne uităm la conducătorul acesta, la liderul Saul, ca un lider care este condus de ambițiile personale și o să vedem cât de mult poate ne ajută o astfel de atenție pe care o acordăm lui Saul în seara aceasta
Sau poate că nu ne prea ajută, deși suntem să ajungem să spunem, da, m-a ajutat și pe mine textul acesta și gândurile pe care le-am avut. În primul rând, trăsăturile unui lider condus de ambițiile personale devine o persoană egocentrică. O persoană concentrată doar pe persoana sa. Doar despre el. Și cum ne dăm seama de lucrul acesta? Ce trădează pe Saul să ne arate că este atent doar la sine și prea puțin la poporul care se afla lângă el, la cei din jurul său? Păi dacă ne uităm în versetul 24, când ne uităm la modul în care Saul formulează jurământul pe care poporul trebuia să-l țină. Când uităm la formularea pe care Saul o alege, este o formulare care ne arată cât de mult poporul a devenit poporul lui Saul și nu poporul lui Dumnezeu. Spune el către finalul jurământului, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Formularea pe care Saul o alege, nu regăsim niciunde să spună, măcar să fi spus, până ne vom răzbuna pe vrăjmașii noștri, pe vrăjmașii poporului. Oare Saul, ca și reprezentant al poporului Dumnezeu, nu ar fi trebuit să amintească de vrăjmașii lui Dumnezeu? Că acționează în favoarea poporului, în planurile lui Dumnezeu, și vrăjmașii pe care poporul îi are, sau vrăjmașii pe care Dumnezeu îi are, să fie vrăjmașii poporului și, în final, și vrăjmașii lui ca și împărat, ca și reprezentant. Nu, ci Saul alege să formuleze de la început. Vrăjmașii cu care noi ne confruntăm sunt vrăjmașii mei. Și pentru Saul, lucrarea, poporul, tot ceea ce ține și ar fi trebuit să fie al lui Dumnezeu, pentru Saul devine vrăjmașii lui, personal. Totul este legat de el. Nu suntem nevoiți să privim în istoria îndepărtată a poporului român ca să identificăm astfel de lideri pentru care poporul român a fost poporul său. Tot ce avea poporul român era și al lui. Mă rog ca Dumnezeu să ferească bisericile de astfel de lideri, a căror lucrare să devină lucrarea lor și nu al lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să binecuvinteze biserica în locul acesta cu astfel de lideri, care lucrarea să fie lucrarea Domnului și nu a lor personală. Iată o trăsătură a unui lider care este condus de ambițiile personale. Totul devine despre el, toate discuțiile, tot ce se întâmplă, toată lucrarea, toate scopurile, toate țelurile sunt despre el. Și de-a doua trăsătură pe care o putem identifica la Saul este cea care totul poate fi sacrificat. Pentru Saul, totul și oricine poate fi sacrificat. Un astfel de lider condus de ambițiile personale este dispus să sacrifice totul. Mai puțin agenda personală. Mai puțin ce își dorește el. Și acum am să continui puțin cu versetele pe care le-am citit. Și anume am să privim puțin în versetul 32 și mai departe. Ni se spune că decizia lui Saul de a face totul despre sine și tot poporul să privească către el și ambițiile sale, duc poporul într-o stare deloc plăcută. O priveliște înfiorătoare. O priveliște care poate că ar fi trebuit să se regăsească printre popoarele păgâne și barbare. Acolo unde poporul ajunge obosit, ostenit, flămând. Ajunge să sacrifice animalele, să le mănânce cu sânge, cu tot. Să nu mai existe nici măcar o urmă de civilizație. Haideți să nu zicem de legea lui Dumnezeu care interzicea un astfel de consum. Decizia lui Saul duce poporul într-o astfel de stare. O priveliște deloc plăcută, versetul 32. Da? Un astfel de lider este gata să sacrifice poporul și o să vedem ce înseamnă pentru Saul să sacrifice poporul. Iată imaginea pe care o avem. În versetul 33 se spune lui Saul ce se întâmplă și în loc ca Saul să ia o pauză și să spună hai să regândim puțin situația, zice prostoguliți o piatră, aduceți o piatră, astfel încât poporul în versetul 34 este invitat
să-și sacrifice animalele pe această piatră, astfel încât să nu mai mănânce cu tot cu sânge. Și Saul cumva pune un plascure pe marea problemă pe care el a cauzat. Și încearcă cumva să rezolve. Și îi spune că această priveliște este suficient pentru Saul să se oprească și să spună, n-am făcut bine ce am făcut. Timpul să ne oprim, să luăm o pauză, să regândim. Și dacă citești versetul 35, ești îmbucurat, că îi spune, Saul și-a venit în fire. Și Saul, gata, începe să gândească bine. Versetul 35 spune așa, Saul a zidit un altar Domnului, și acesta a fost cel dintâi altar pe care l-a zidit Domnului. Și spune că Saul vine înaintea Domnului să-și ceară iertare pentru tocmai ceea ce făcuse. Dar versetul 36 este versetul care din nou trădează intențiile lui Saul. Saul zidește altarul și vrea să-L întrebe pe Dumnezeu, oare să mergem înainte? Să mergem și să-I cucerim, să-I urmărim în continuare? Ambiția pe care o am și aș vrea să-I nimicim pe toți. Oare se poate să mergem și să facem lucrul acesta? Și atunci când întreabă poporul, versetul 36 spune, Saul a zis să ne coborâm în noaptea aceasta după filisteni, să-I jefuim până la lumina zilei, să nu lăsăm să rămână unul măcar. Și poporul este cel care îi spune și dă mână liberă lui Saul și spune, fă tot ce vei prea. Fă tot ce vei prea. Cum consideri și cum decizi tu, împărate, așa vom face. Vom merge înainte, te vom urma. Chiar dacă deciziile tale de mai devreme n-au fost tocmai înțelepte. Chiar dacă tu ne-ai dus în situația aceasta, fă ce vrei, fă ce dorești, fă cum consideri. Oare priveliștea la care Saul a fost tocmai martor? Căpetenile care au fost acolo îngrijorate au venit și au spus lui Saul, uite ce se întâmplă cu poporul. Tocmai i-am oprit din ceea ce făceau. Tocmai am reușit să ne revenim puțin. Saul, care este decizia ta? Un lider care este condus de ambițiile personale, de ambițiile proprii. Este un lider care este gata să-și sacrifice poporul. Și spune, așa cum sunteți de obosiți, mergem mai departe. Vreau să continuăm. Vreau să mergem și să-I nimicim pe toți. Vreau să am o victorie răsunătoare. Vreau să-mi împliniți voia. Și să mergem după ei. Și poporul în acest moment este un popor care spune, iată Saul, fă ce vei crede. Fă ce dorești. Fă cum consideri. În momentul acela este preotul care vine și spune, hai să ne apropiem aici de Dumnezeu, hai să ne rugăm de Dumnezeu. Sau îl întreabă pe Dumnezeu dacă să meargă mai departe. Are aprobarea poporului, are susținerea poporului, acum vrea și susținerea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu-i răspunde în acel moment. Și Saul începe să gândească că motivul pentru care Dumnezeu nu-i răspunde este că cineva a încălcat jurământul pe care Saul i-a obligat și a impus poporului. Și în acel moment Saul începe să gândească și să cântărească. Oare cine a greșit? Oare a cui este vina pentru care nu am susținerea lui Dumnezeu? Oare cine este de vină că Dumnezeu nu răspunde și nu spune să merg mai departe sau și măcar să stau sau altceva? Nu, Dumnezeu taci în acel moment. Și Saul începe să facă cercetări. Și din nou reiasă la suprafața ambițiile pe care Saul le are. Saul a zis, versetul 38, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului, căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi. Căci viu este Domnul izbăvitorului Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu, Ionatan, va muri. Pentru un lider care este condus de ambițiile personale, poporul este un desacrificat. Dar nu doar poporul, ci și familia. Pentru el era atât de importantă victoria aceasta. Pentru ambiția sa este gata să spună, indiferent cine a săvârșit păcatul acesta, chiar dacă ar fi fiul meu, Ionatan, iată, va avea o soartă cruntă și anume va muri. Și încep să se facă cercetările. Începe să se tragă la sorți.
Saul și Jonatan se pune deoparte, poporul de cealaltă parte se trage la sorți și sorțul cade pe Saul și Jonatan. Și textul biblic este atât de, de expresiv, spune, și poporul a scăpat. Poporul a scăpat. Dacă Jonatan era gata să fie omorât și Saul spune, este dispus chiar și pe Jonatan să-l pună și să-l ducă la moarte, ce sunt ceilalți din popor? Cu siguranță nimeni n-ar fi avut o șansă în fața lui Saul și deciziei sale dacă ar fi fost vorba de altcineva. Însă atunci când rămâne doar Saul și Jonatan, sorțul din nou se trage și pică pe Jonatan. Și în momentul acela, Saul din nou îi spune, Jonatane, negreșit, vei muri. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Și Jonatan începe să-i spună, uite, asta am făcut, asta s-a întâmplat. Și Jonatan își acceptă soarta și spune, iată-mă, voi muri, sunt gata să se întâmple lucrul acesta. Ce șansă am eu înaintea ta? Și din nou, în versetul 44, Saul este cel care zice, Dumnezeu să se poarte cu toate asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Jonatan. Pentru acest lider și familia este bună de sacrificat. Poporul, familia, totul poate fi sacrificat ca să aibă parte de o victorie și să poată să înainteze împotriva coșmașilor săi. Iată, ne uităm la Saul și suntem poate îngroziți, uimiți de deciziile pe care le are și pe care le ia. Și cu asta mă apropii tot mai mult de punctul 3. Și anume, un lider care este condus de ambițiile personale. Devine egoist, devine egocentric, totul este despre el. Totul poate fi sacrificat. Poporul, familia, lucrarea, totul poate fi sacrificat. Și în ultimul rând, poate că este trist, dar alții devin mai înțelepți decât el. Ne uităm în pasajul acesta și ceilalți devin mai înțelepți ca Saul. Fiul devine mai înțelept ca tatăl. Poporul devine mai înțelept ca împăratul. În versetul 29 la versetul 30, când Jonatan întinde mâna și ia din mierea aceea, este momentul în care ceilalți îi spun de jurământul pe care Saul l-a pus pe popor să-l facă. Și în momentul acela, Jonatan spune, tatăl meu tulbură poporul, nu gândește bine, nu gândește rațional. Decizia lui nu este una bună și favorabilă pentru popor. În loc să vină în ajutorul poporului, Saul, de fapt, ca și cum lucrează împotriva poporului. Și Jonatan adresează câteva întrebări. Oare dacă nu ați fi mâncat? Oare dacă nu v-ați fi hrănit, ați fi prins putere. Oare n-ar fi fost adică victoria mai mare? Rezultatul nu ar fi fost mai bun? Oare dacă tatăl meu ar fi luat o altă decizie și ar fi fost mai înțelept, oare nu ar fi fost rezultatul mai potrivit? O victorie mai răsunătoare? Ce cu decizia aceasta? Și nimeni nu critică și nu discută decizia împăratului, ci toți spun, poporul nu s-a atins de miere. Poporul n-a mâncat. Poporul și-a ținut jurământul până la capăt. Cu prețul oboselii, cu prețul epuizării, cu toate riscurile aferente. Poporul este gata să-și țină jurământul față de împărat. Iată, fiul devine mai înțelept ca tatăl. Și într-un astfel de moment, poporul devine mai înțelept ca împăratul. Pentru că în versetul 45 ni se spune că poporul este cel care intervine între Saul și Jonatan. Poporul este cel care intervine și spune împăratului să nu te atingi de Jonatan. Oare nu Dumnezeu a lucrat prin el? Oare nu Dumnezeu a oferit victoria aceasta și biruința aceasta și a lucrat prin el în ziua aceasta? Oare victoria pe care o avem nu este o urmare a lucrării lui Dumnezeu prin Jonatan? Oare Jonatan n-a lucrat cu Dumnezeu? Cum să te atingi de el prin care Dumnezeu a lucrat? Oare tu nu vezi sau ai orbit și începi să nu mai vezi care este lucrarea lui Dumnezeu? Și poporul este cel care să vadă și să recunoască lucrarea lui Dumnezeu. Și care cumva îl și trezește pe împărat din decizia lui și îl oprește. Poporul devine mai înțelept
ca împăratul. Versetul 45 se încheie cu următoarea mențiune. Astfel, poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Poporul trebuie să intervină astfel încât să salveze familia împăratului pe care el a fi trebuit să o protejeze și să aibă grijă. Dar pentru un împărat ca și Saul, totul și toți se pot sacrifica. Mă și putem să observăm, bineînțeles, decaterea lui Saul, modul în care textul surprinde și Scriptura surprinde cele trei ipostaze, cele trei întâlniri extrem de importante între Saul și Samuel. Dacă în capitolul 11 Samuel este cel care vine și îl ia pe Saul după o victorie răsunătoare, Samuel îl ia pe Saul și spune, haide să mergem să întărim, ia poporul împreună cu el și spune, hai să întărim împărăția lui Saul. Și astfel Samuel merge înaintea lui Saul. În capitolul 13, mi se spune în versetul 15 că Samuel și Saul, drumurile celor doi se separă în momentul în care Saul este gata să aducă jertfa în locul lui Samuel. Iată, vedem, nu mai merge Samuel înaintea lui Saul, ci drumurile celor doi se separă. Însă mai are o șansă. Și lui Saul îi se oferă încă o șansă în care Samuel să vină la Saul și să-i mai ofere încă o misiune. Să meargă împotriva unui popor și să nimicească cu desăvârșire. În acest moment, Saul merge și este cel care ascultă din nou de vocea poporului, dar de data aceasta nu mai salvează pe Nathan, ci ascultă de vocea poporului în detrimentul poruncii lui Dumnezeu. Și ultima imagine pe care o avem între Samuel și Saul este imaginea în care Saul îl prinde pe Samuel, îi rupe haina, Samuel spune așa, rupe și Dumnezeu împărăția de la tine. În acel moment Saul îi spune, mergi cu mine să mă cinstești înaintea bătrânilor. Și imaginea extrem de sugestivă de acolo este că Saul merge înaintea lui Samuel. Samuel merge după Saul, trece înapoi. Și de acolo încolo, Samuel și Saul nu se mai întâlnesc niciodată. Drumurile celor doi aveau să se despartă și să nu se mai intersecteze niciodată. Acum veți putea spune, frate, mulțumim pentru mesaj, dar este un mesaj pentru lider. Eu nu sunt un lider nici în biserică, nu sunt nici președintele acestei țări, nu am în sensul acesta vreo funcție de lider. Dar îndrăznesc să spun că poate ești un lider la locul de muncă. Ești un lider în familia pe care o ai. De câte ori ne-am acționat și noi într-un mod egocentric, într-un mod egoist, în care poate am făcut din tot ceea ce înseamnă familia să fie despre noi. Am fost gata poate să sacrificăm familia într-un mod neînțelept. Poate avem nevoie de înțelepciune ca să ne revenim. Sau poate vei spune, frate, nu sunt lider nici în familie, nu sunt lider nici la locul de muncă, nici în biserică. Aș vrea să întreb de câte ori Saul nu și-a făcut simțită prezența și în dreptul nostru. De câte ori ne-am venit în locul acesta și am făcut din închinarea de aici doar despre noi. Cum îmi place mie și cum aș vrea eu să fie, cum aș vrea eu să se vorbească, cum mi-ar place să se cânte, ce cântări mi-ar place să se cânte. Și atunci când s-a făcut cum nu ne place nouă, fără a avea un alt motiv decât plăcerea personală. A fi fost gata să spunem fratele cu tare să nu mai slujească, formația cu tare să nu mai slujească. Și astfel să-i sacrificăm pe alții numai ca să fie pe placul nostru. Și aș veni cu un exemplu din anii, eu la început, eram student la institut, numai ce începusem studiile. Și la un moment dat slujeam împreună cu Marius, cu Paul. Slujeam împreună cu tinerii și încântarea pe care am avut-o, sau în programul pe care l-am avut, tinerii au avut doar un singur instrument de două ori. S-au cântat la un singur instrument, dar două instrumente de la aceeași, și anume chitară. Seara aceea, Paul și Marius s-au cântat la chitară într-un mod diferit, deosebit. Și am lăudat pe Domnul împreună cu tine.
Și la final, undeva de departe, un frate se vine de lângă și îmi zice așa: frate, când vei fi păstor în biserica ta, să nu permiți niciodată să se cânte așa. Și poate că în mai puțină înțelepciune de tânăr și mai mult zel și mai mult curaj, și a spus fratelui: să ferească Domnul să fie biserica mea. Să fie ca Domnul să facă ca mai mulți tine să slujească. N-a fost, consider că n-a fost nimic greșit în închinarea aceea. Și l-am întrebat pe fratele acela: de ce? Spune: mie nu-mi place chitară. Asta a fost singurul motiv. Nu-mi place chitară. Și ar fi preferat ca un grup de tineri să nu slujească, să fim reduși la tăcere. Doar pentru că lui nu-i place. Da. Așadar, chiar dacă nu suntem un lider, posibil ca de multe ori Saul să-și facă simțită prezența și în viața noastră și să ne asemănăm și noi cu Saul. Dar mulțumim lui Dumnezeu că nu Saul rămâne modelul nostru de lider. Și în contrast cu Saul îl avem pe Domnul Iisus Hristos. El este Cel care a venit și a împlinit nu voia Sa, ci voia Tatălui. El este Cel care a venit să-și dea viața pentru mulți și nu alții să moară pentru El. Nimeni nu a fost mai înțelept decât Domnul Iisus Hristos. Haideți să cerem într-o zi ca aceasta. Într-o zi în care ne rugăm pentru poporul român și pentru liderii săi, așa cum au fost chemați și la momentul de rugăciune. Haideți să cerem din partea lui Dumnezeu liderii în fruntea poporului român, care să nu urmărească ambițiile personale, ci binele poporului, și liderii în fruntea bisericilor, care să nu urmărească agenda personală, ci voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta și îndrăznesc să spun ca Domnul să facă din noi mai puțin ca Saul și mai mult ca Domnul Iisus Hristos.